Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Au o poveste cu tâlcă aici. Păi ce le trece prin cap. Deci, în Dobrogea, o mănăstire a fost obligată, e un proces, ține de un deceniu, să-și plătească datorile către o firmă care a pus tablă pe turlele bisericii. 5 turle, solzi de tablă, model solzi de tablă, asta apropo de meseriași. Că meseriași, 50.000 de lei la vremea respectivă. Și după ce a terminat lucrările, 8 oameni care au muncit o lună pe acoperiș, starețul a refuzat să achite facturile care fusese reemise potrivit contractului. Aveau contract tot. A emis facturi legal. A plătit TVA, pe vremea era 24%. Ceea ce poate fi considerat o minune. Exact, bun. Bună observație. Ăla săracu a dat și faliment, că ăștia nu a plătit. Deci, alo? Stai că nu mai aud. Aha. Divinitatea a fost afurisit. Da. Deci, n-a vrut să plătească starețul. S-a ajuns la proces, unde, aici e tare, părinții au spus că ei nu pot fi executați silit, deoarece, citez, bunurile mănăstirii sunt bunuri sacre și nu pot fi confiscate. Dacă au apucat să dea cu aghiazmă pe ele. Da, deci piua. Adică până aici, știi? Da. Noi nu le, dacă le-au sfințit. Sunt aici dacă... casa Domnului, nu poți să confiști tabla. Le-au sfințit, nu mai sunt ale lor. Da, exact. Ați adus, până ați pus-o pe acoperiș, când ați pus-o a devenit a Domnului, nu mai poate fi executat. Justiția pământească, nu, la revedere. Corect. Dar de unde le-a venit ideea asta? Adică nu s-au gândit ei, serios. Adică plus, o fi fost premeditată, ori fi starețul, o fi escroc de fel? Sau eu nu putem să spunem așa ceva. Nu putem să spunem așa ceva. Starețul, adică avocații... M-am întrebat, nu am afirmat. Eu n-am răspunsul pentru asta. Din moment ce nu plătești facturile potrivit contractului și spui în instanță că bunurile nu pot fi executate silit pentru că sunt sacre, evident, este un om sfânt. Nu poți să crezi că este un escroc. De acord. Are contract semnat. Un escroc sfânt. Da. El a zis că oferta inițială era mai mică decât ce s-a întâmplat cu... Și jucătorii au zis... Adevărul e că le-a făcut prețul cam rotund, că turlele alea de obicei, știți? Deci sunt 5 turle. Da, dar de 10.000 piesa. Dar și ele sunt rotunde. De asta au rotunjit prețul. Da. Nu prea, că de obicei o turlă e mai mare. Da. Și atunci probabil că și deci, părinții practic, s-au simțit un pic trași în piept. Așa, au zis că inițial disputase la preț, dar după aceea s-a mărit. Judecătorii au spus s-a mărit, nu s-a mărit, dar e în contract. Adică dacă a semnat contract, de ce a semnat contractul? Trebuie să plătiți pe ce a semnat în contract, nu pe ce o să fi discutat pe cine știe când. Și călugării au mai încercat să explice, scrie adevărul, să explice judecătorilor că mănăstirea nici măcar nu are bunuri proprii, deoarece acestea sunt de fapt ale bisericii ortodoxe. Ei au doar drept de folosire asupra lor. Și ca atare, dacă nu e al meu, nu poți să-l confiști. Plus că e sacru. Păi și factura de unde a venit? Stai așa, factura a venit de la laici ăștia nenorociți, de la mirenii care au muncit. Am înțeles, dar pe ce au făcut-o? Pe bor sau pe altceva? Bună observație cui le-au făcut factura. Nu știu, că n-am văzut acte, dar mie mi-a plăcut motivația. Nu puteți să ne confiscați că noi suntem sacri. Și dacă suntem sacri, asta e și oricum nici nu e al nostru. Băi. Mergeți la București, la Patriarhie în deal. Acolo, ei dețin tot. Trebuie să recunoaștem că îi duce mintea. Da, mă. Dacă te duci acolo, te trimite mai sus. Da, exact. Ai tupeu? Ai tupeu. Nu mai bine o lași baltă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.